Salut, prieteni! Colecția noastră de brățări crește, cum crește și colecția de cercei și cele de coliere. Și astăzi m-am hotărât să facem această brățară cu margarete. Am ales să fac verde, deoarece am aici cam toate culorile, dar bineînțeles, dumneavoastră veți face în culorile care vă plac. Se realizează foarte ușor și foarte repede. Nisip turcoaz, pere albe, o închizătoare Todler și, bineînțeles, un fir cu care vom lucra. Un fir de 90 de centimetri, dar să știți că dacă se termină firul în timp ce lucrați, nu este nicio problemă. Înodați în locul respectiv, intrați lângă altă mărgică, aproape de final, înodați, intrați printre celelalte mărgele și continuați. Deci, începem cu închizătoarea, o fixăm bine, cu 2-3 noduri de siguranță. După care putem tăia surplusul. Îl îndepărtăm, dăm închizătoarea deoparte și aducem în apropiere ce avem nevoie. O să începem cu 7 mărgele turcoaz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, așa cum vedeți aici. Le dăm drumul, mergem cu ele până la închizătoare, intrăm înapoi, chiar de lângă închizătoare, intrați cu firul înapoi, asta vom face o buclă, deoarece din acel punct avem nevoie să începem să lucrăm. Ne trebuie un număr fără soț, pentru că vrem să se așeze frumos piciorușul de legătură stânga-dreapta, iar cea din mijloc, fără soț, o să facă parte din modelul nostru, o să intre direct în model. Fixați iară bine pe închizătoare, o dată de două ori, mai ales că are acest orificiu și vă ajută. Și acum trecem 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mai ales când lucrați cu un fir foarte subțire, să fiți atenți să nu se agațe în celelalte componente, nu că s-ar vede urât, dar trage tot ce lucrați. Și prin cea din mijloc, unde începem, de fapt, să lucrăm. Și acum vă rog să vă uitați cât de simplu este. Perlă, fir de nisip, perlă, fir de nisip. Această operațiune o facem până avem 4 perle. A treia, fir de nisip,
Și a patra perlă. Al patrulea fir de nisip este acesta din mijloc, cum v-am spus, prin care am început lucrarea. Firul a ieșit pe aici. Intrăm în sens invers. Tragem și se va forma un superb pătrat. Așa. Acum venim cu firul și vom ieși prin firul de nisip dintre cele două perle. Perlă, fir de nisip. Iar perla, a doua perlă. Și ieșim prin firul de nisip din mijloc. Și am format piciorușul și prima etapă de lucru. Acum o să formăm cerculețul din mijloc pe care se formează margareta noastră. Deja avem una, două petale din prima parte. Așa merge cu fiecare margaretă. La final vom avea două petale din lucrarea dinainte. Un fir de nisip rebel care nu vrea să intre, pentru că este mai micuț. O să iau altul. Deci am cu cel din mijloc 6 și formez cerculețul pe care se va forma margareta noastră. Foarte simplu și ușor. Vom intra prin toate 5 firele de nisip, strângem și vom forma un cerculeț din 6 fire de nisip. Acum cercul încă nu este format, dar în momentul când vom introduce perlele stânga și dreapta, veți vedea ce frumos se așează. Intrăm din nou prin firul de nisip dintre cele două perle. Și încă o dată. Acum avem nevoie de o perlă, un fir de nisip, îi dăm drumul și intrăm prin perlă, iar firul nostru de nisip va deveni stamina. Ia uitați ce frumos! De fapt nu stamina. Vârful perlei va forma petala. Intrăm prin firul de nisip care urmează. Totdeauna să fie între petale un fir de nisip. Perla și un fir de nisip care în vârf va forma petala margaretei. Deci lăsăm firul de nisip, intrăm prin perlă, tragem și ne apropiem de mijlocul cerculețului. Vedeți cât de frumos se așează de jur împrejur petalele una după alta. Fixați bine și pășiți prin următorul fir de nisip. Deci un fir de nisip, o perlă, o fir de nisip, o perlă.
sau o mărgică de ce culoare o să folosiți dumneavoastră. Cu răbdare și atenție să nu se încurce firele, pentru că pe urmă este mai greu de lucrat. Perlă, fir de nisip. Lăsăm firul de nisip. Intrăm în perlă și tragem lângă cerculeți și avem a cincea petală, perlă, fir de nisip, lăsăm firul de nisip, intrăm prin perlă, tragem, ne apropiem de cerculeț bine și așa s-a format și ultima petală de margaretă. Trecem prin ultimul fir de nisip. Acum că margareta este gata, mergem cu firul și ieșim dreapta sau stânga într-una din petale. Ieșim printr-o una din perlele de jos, așa cum v-am explicat, cele două deja sunt petalele pentru următoarea margaretă pe care o veți face. Este greu? Nu, nu este greu. Brățara noastră e aproape gata, încheierea se face exact ca și începutul. Acest grup de patru perle, din care două deja aici le avem. Și pentru că le avem pe cele două, ne trebuie numai perlă, fir de nisip, perlă. Trecem și formăm pur și simplu pătrat. Uitați-vă ce frumos și simplu. Și acum trecem cu firul până ajungem aici, unde vom fixa închizătoarea. Adăugăm 3 fire de nisip, închizătoarea are ineluș, o să trecem prin ineluș de 2-3 ori, ca să fim siguri că s-a fixat bine închizătoarea noastră. Adăugăm celelalte 3 fire de nisip pe partea cealaltă și suntem gata. Am adăugat și celelalte 3 fire de nisip. Intrăm prin celelalte patru, venim la agățătoare, legăm strâns și am terminat.